Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Universitatea Politehnică Timișoara se digitalizează tot mai mult. Printr-un proiect european, la Poli a fost creat Cloud Putting, o platformă de calcul de înaltă performanță care va ajuta pe profesori în cercetare și pe studenți să își implementeze proiectele. Platforma poate fi accesată de oriunde și se pot crea aplicații chiar și în inteligență artificială. Pe viitor, proiectele sau aplicațiile dezvoltate de universitate vor putea fi implementate și în comunitatea din Timișoara. Proiectul Cloud Putting este unul complex și pe lângă crearea unei platforme virtuale au fost instalate și echipamente de cea mai înaltă tehnologie. Serverele prin care se vor stoca informațiile au o capacitate de 600 de terab, 500 de procesoare și 12 plăci grafice prin care se fac calcule de înaltă performanță. Platforma Cloud înseamnă o sumă de echipamente de calcul ce poate fi accesată de oriunde și oricând, în sensul în care și de pe orice tip de echipamente, în sensul în care un student, un cadru didactic poate să acceseze propriul set de resurse virtuale ce se mapează pe infrastructura fizică și el poate să-și gestioneze acele resurse și poate să le folosească pentru propriile proiecte. Odată dezvoltate aplicații, acestea vor putea ajuta și la dezvoltarea Timișoarei. Noi vom pune cloud-ul la dispoziție nu numai strict a universității, și aici e vorba de toate departamentele sau facultățile de universitate, ci și a doritorilor care vom avea proiecte comune, să spunem, pentru ceea ce înseamnă comunitatea Timișoarei. În special, dar poate chiar mai mult, dacă la un moment dat reușim să avem anumite parteneriate și eu sunt convins că o să reușim. Însă, în prim plan, sunt studenții și profesorii UPT care vor duce cercetarea la un alt nivel folosind tehnologiile cloud. Ajută atât la rularea diferiților algoritmi ce necesită putere de calcul ridicată, de tip machine learning sau de tip simulări, și pe studenți îi ajută odată să învețe tehnologiile cloud, pe de o parte, și să-și deruleze, să-și implementeze propriile proiecte. Proiectul Cloud Putting are o valoare de 4 milioane de lei, cei mai mulți bani provenind din fonduri nerambursabile. Anul 2021 a fost unul profitabil pentru unii agricultori din țară. România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană, atât la suprafața cultivată de porumb boabe și la floarea soarelui, cât și la producția realizată. Iar la cantitatea de grâu, România a fost pe locul 4 în UE, după țări precum Franța, Germania și Polonia. Însă pentru anul agricol 2022, previziunile nu sunt deloc bune, mai ales din cauza lipsei precipitațiilor. La porumb boabe și floarea soarelui, România s-a situat pe prima poziție în Uniunea Europeană, atât la producția realizată, cât și la suprafața cultivată în anul 2021. Producția de floarea soarelui s-a ridicat la 2.818.000 de tone, creșterea fiind cu 32,7% față de anul 2020, în timp ce producția de porumb boabe s-a ridicat la 14.445.000 de tone. Însă previziunile pentru actualul an agricol nu sunt atât de bune din pricina gerului, dar mai ales din lipsa ploilor. În aceeași situație se află și cultura de floarea soarelui plantată de Zdravko Stoianov, un tânăr agricultor din Timiș. Cultura de floare ar fi trebuit să arate un picuț mai mare, să fie în stadiu de 4 frunze, numai că precipitațiile ne-au afectat, în sensul că nu am avut precipitații. Solul ar fi trebuit să fie umed, el este foarte uscat, nu este apă deloc în sol. Ar trebui o ploaie de cel puțin 30-40 de litri pe metru pătrat ca să fie o producție bună. Lipsa ploilor se vede cel mai bine în cultura de orz. Deși e luna aprilie, pământul este uscat, iar agricultorii spun că e unul dintre cei mai secetoși ani din ultima perioadă. Lipsa apei se vede și la cultura de orz. Încă din aprilie avem crăpături de un deget. Asta demonstrează cel mai clar lipsa apei din sol, care precipitații nu sunt. Toate culturile se chinuie să extragă apă de unde pot, din rouă, din ce se mai poate, că ploi nu sunt. Iar cel mai mult are de suferit grâul, fiind cel mai dependent de precipitații. Se vede o zonă unde este mai înaltă, acolo se vede o culoare mai deschisă, se vede mai exact lipsa apei, iar în spatele nostru avem o zonă mai joasă în care apa este reținută mai bine de către sol. Dacă nu vine apă, se preconizează un an foarte rău. În comparație cu alte regiuni ale României, partea de vest are mai puțin de suferit. Însă, comparativ cu anul 2021, în actualul an agricol, producțiile la cereale și floarea soarelui nu vor mai fi aceleași. Rezerva de apă din sol este scăzută. Nu știm ce se va întâmpla sau dacă se va adeveri prognoza de precipitații pe anul 2022. Din câte am înțeles, în iunie, iulie vor fi ceva ploi. Deci,
pentru culturile de primăvară s-ar putea să nu fie chiar așa de drastic, dar totuși fermierii prevăd o scădere a producției față de anul trecut. Mai ales pe luna aprilie, de sfârșitul martie-aprilie, foarte, foarte puține ploi. Acum zilele trecute toți ne bucuram că plouă, dar din păcate media undeva la 6-10 litri pe metru pătrat. Altfel spus, în lipsa unui sistem de irigații modern ca în Occident, agricultorii din România stau la mâna vremii și speră să urmeze zile cu ploaie, astfel încât culturile de cereale și floarea soarelui să fie cât mai generoase. Autoritățile din Timișoara încearcă să îi dezvețe pe șoferi să mai parcheze pe spațiile verzi sau pe cele pietonale. Așa că în curând, cei care mai intră cu mașinile pe străzile din zona centrală, de exemplu, se vor trezi cu ele ridicate sau cu amenzi de până la 2000 de lei în cazul persoanelor juridice. La Timișoara este o practică pentru unii de a-și lăsa autoturismele pe aleile pietonale și acum poliția locală nu le poate ridica. Proiectul trebuie să treacă de vot și în Consiliul Local. După reabilitarea centrului istoric al Timișoarei, străzile adiacente au devenit pietonale. Asta nu îi împiedică, însă pe mulți șoferi să parcheze zilnic pe ele. Mai mult, unii consideră că își pot lăsa mașinile și pe scoaruri sau alte spații verzi din oraș. Iar dacă nu încurcă circulația tramvaielor, a altor autoturisme, a bicicliștilor sau nu blochează accesul în spitale, de exemplu, poliția locală nu le poate ridica. Acest lucru se va schimba însă. Administrația orașului a pregătit un proiect de hotărâre care le va permite agenților să ridice mașinile care staționează pe străzile și piețele pietonale, pe scoaruri, insule de dirijare a circulației sau pe alte amenajări rutiere care nu sunt destinate opririi autoturismelor. Vor crește și amenzile. Sancțiunile propuse sunt cuprinse între 600 și 1200 de lei pentru persoanele fizice și între 1500 și 2000 de lei pentru cele juridice. Știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați, de luni până vineri, de la ora 18, ne puteți urmări live pe Facebook și pe YouTube. O seară excelentă tuturor. La revedere! Echipa de fotbal Politehnica Timișoara va susține vineri meciul din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii Secunde. Adversar va fi Dacia Unirea Brăila, iar partida se va disputa în deplasare de la ora 11. Alvioleții se află pe locul 5 în clasamentul grupei cu 24 de puncte, în timp ce echipa de la Dunăre este pe 7, ultima poziție, cu doar 5 puncte și este retrogradată matematic. Un joc cu Brăila care vine după o săptămână grea, foarte grea. Ca urmare a rezultatului pe care l-am înregistrat etapa trecută, un rezultat care ne scoate din lupta pentru evitarea locului de baraj și sigur un rezultat care ne pune într-o lumină total nefavorabilă. Jucăm la Brăila. Sperăm să ne regrupăm. Sperăm să cam în astea, în cele trei jocuri pe care noi mai avem să le disputăm, să pregătim jocul de baraj, jocul cu Brașov, în așa fel încât să nu mai fim nevoiți să trăim astfel de momente. La poli indisponibili sunt Păduraru și Zaluschi, accidentați. La finalul play-off-ului, locurile 6 și 7, ultimele două, vor retrogada, iar echipele de pe locul 5 din cele două grupe vor disputa un baraj de menținere în Liga a doua. La noapte la Timișoara cerul va fi senin, iar temperatura minimă va scădea până la 2 grade Celsius. Joi dimineața soarele va fi prezent până la orele prânzului, când cerul va deveni parțial înnorat până seara. Mercurul din termometre va urca până la maximum 16 grade. Cer senin după lăsarea întunericului deasupra Lugojului, unde temperatura minimă va fi de 2 grade Celsius. Mâine va fi soare la primele ore ale zilei, apoi se va înnora treptat. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. Vremea va fi asemănătoare și la Buzia și cerul va fi senin în cea mai mare parte a nopții, când mercurul din termometre va coborî până la 2 grade Celsius. Joi va fi soare dimineața, apoi norii vor acoperi cerul până spre seara. 15 grade vor indica termometrele.
Scenariul meteorologic va fi asemănător și în localitățile din vestul județului Timiș. Noaptea la Jimbolea vine cu cer senin și cu o minimă de 2 grade Celsius. Joi va fi vreme închisă în cea mai mare parte a zilei. Temperatura va crește până la maximum 16 grade Celsius. La Sân Nicolau Mare va urma o noapte liniștită cu cer senin în care minimele se vor situa între 2 și 4 grade Celsius. Norii vor fi prezenți pe cer pe tot parcursul zilei de mâine, însă nu va ploua. Mercurul din termometre va urca până la 16 grade Celsius. Consiliul Român pentru Publicitate lansează marca etică. Garanția că tu poți avea încredere în spotul pe care îl vezi. Marca etică atestă că o campanie publicitară este verificată și corectă. Marca etică este o inițiativă a Consiliului Român pentru Publicitate. Salon Piel Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 7, cu domnul Nicolae Diminescu, fostul component al lotului Polist, când Știința, cum se numea echipa atunci, a cucerit primul trofeu din istorie, Cupa României, în 1958. Domnule Diminescu, iată, un maraton în care am aflat multe, multe lucruri noi și sper că vom afla în continuare. Așadar, am pomenit pe parcursul episoadelor precedente toate numele care, din lotul cu care Poli a evoluat în acel sezon 57-58, un sezon excepțional pentru club, adică locul 3 în prima divizie, la egalitate de puncte cu locurile 1-2. Titlul pierdut la final după acel 0-7 cu Progresul la București. Câștigarea Cupei României, câștigarea de către Ciosescu, vârful de atac al echipei, a titlului de goalgetter în prima ligă, al doilea său titlu de goalgetter, iar mai apoi, în toamnă, sigur, sezonul următor, deja vorbim de 58-59, participarea în Supercupa României, dar se numea Cupa Scânteii. De fapt, era o ediție neoficială, să zicem, a Supercupei României de azi, pierdută cu Petrolul și, de asemenea, prima participare într-o competiție internațională, oficială, Cupa Dunării, un fel de Cupa Europei Centrale. Dar, mă rog, poate o să ajungem și acolo. Vreau acum să ne oprim la
Dumneavoastră a jucat atacant? Am jucat, deci, conducător de joc, să zic, cumva. Mijlocaș? Nu, atacant. Deci, zecearul ăla de acolo. Inter. Dreapta sau Inter. Stânga? Stânga. Stânga. Așa, apăreți, iată, în semifinala de cupă cu Steagul Roșu Brașov, o echipă foarte bună. Da. Și vreau să ne referim. Poli era la un singur meci de marea finală. Niciodată Poli nu fusese până atunci într-o finală de cupă. Ulterior va fi în destule, dar din păcate doar două câștigate. Vreau să vă referiți la acel meci cu Steagul Roșu. Iată, un meci foarte important. Deci s-a jucat pe Republicii. Tot așa... Mă iertați că vă tot întrerup, dar pentru cei tineri fac aceste precizări, Stadionul Republicii până la Stadionul 23 August, care a fost inaugurat în 53 pentru Festivalul Mondial al Tineretului, care a avut loc în România și atunci s-a construit într-un timp record acel uria Stadion 23 August, spre 80.000 de spectatori, ba chiar 100.000 au fost la un meci cu Iugoslavia în 57 pentru calificările mondialului din 58. Ei, înainte de 23 august, stadionul Republicii era cel mai important din România. Era un stadion care în perioada interbelică s-a numit ONEF sau ANEF, sau Principele Carol, după numele lui Carol al II-lea. Un stadion celebru. A fost demolat în anii 80 pentru lucrarea numită Palatul Poporului, actualul Palat al Parlamentului. Bun. Deci s-a jucat pe teren neutru semifinala cu Steagul Roșu. Deci semifinala asta s-a jucat, să zic, pe, cum am zis, pe Republice și antrenorul era Dincă Schilieru. N-am crezut că voi juca și a fost o surpriză că m-a nominalizat. Am intrat pe teren. A jucat chiar interstâng în meci. Da, interstâng. Și țin minte că terenul era destul de moale și apăruseră pentru prima dată pantofii, nu bocancii. Că înainte existau bocanci de fotbal. Da. Deci, care aveau acum... ceva cuie sau cum, un pic nu, de... Nu, nu cuie, nu, nu, nu cuie, nu, Doamne ferește. Nu. Vorbesc de crampoanele alea mai... Crampoane nu, erau crampoane, totuși nu erau metalice. Nu erau metalice. Nu, erau tot din piele. Da. Din piele. Și nu erau detașabile sau... Da, nu. Da, dar nu erau cu filet. Dar astea, ghetele care au apărut, erau, deci, destul de, pentru prima oară, neprotejate. În sensul că celelalte bocancii aveai partea din față, aveai o parte întărită. Da, știu. Ceea ce nu crea mobilitate și nici precizie la execuție. Da. Cealaltă avea avantajul că puteai controla foarte bine mingea, dar în același timp era expus. O talpă pusă acolo însemna unghiile terminate. Deci... am avut ghinionul că să mă țină un mijlocaș bârsan care era renumit ca duritate. Și în primele contacte voia să mă pună la punct puțin. Adică, da, dumneavoastră era și foarte tânăr, abia împlinise 19 ani. Asta era una, a doua îmi cam plăceau fentele. Și cam câteodată exageram cu aceste fente, dribblinguri și așa mai departe, care câteodată erau și nu erau gustate de adversari. Chiar și când jucam acasă, când jucam contra Lunea Cojii, nu prea îi plăcea. Și mă cam altoia. Cojereanu. Sigur, Cojereanu, mă cam altoia. Deci era unul dintre cei, în schimb Mazăre îmi spunea, poți să mă driblescă. Nu ține prea mult mingea. Da, Mazăre era spre finalul carierei. Da, spre final, dar era totuși un om ascultat în echipă, fiindcă datorită vârstei... Da. A, așa. Practic era singurul, să zic, supraviețuitor, în ghilimele, din echipa promovării din 48. Da, și meciul mare, cine l-a făcut Cădaru.
De fapt, Cădaru a făcut două meciuri consecutive. Și finala. Când și, finala și finala. Și meciul de divizie, ultimul meci, jucat la Steagul Roșu, la Brașov. Da, iată, tot cu Steagul Roșu. Sigur, pe care ia, și acolo i-am bătut. Și da. Acolo el iar a marcat. Deci, în semifinală, cât a fost scorul? În semifinală, 1-0. 1-0. Da. Tot 1-0. Da. Și dincolo, 3-2. Da, 1-0, da. Zic tot 1-0, da, ca da. Și în finală. Da, da. Da. Și echipa s-a mobilizat foarte bine și datorită formei lui Cădaru, l-au jucat, cam toată lumea l-a jucat pe Cădaru. Și Cădaru avea un fizic, să zic, de protecție, care își putea acoperi și un șut foarte bun. Și tocmai asta l-a făcut ca să și marce în toate meciurile astea. Și ei, Steagul, voiau să câștige. Deci nu că ne-au dat meciul sau așa, să juca pe teren neutru. Nu? Deci în echipă au fost cam aceeași echipă care avea să câștige și cupa. Deci, cu excepția mea, așa, că am ieșit cam accidental de acolo și nu am jucat aproape tot meciul accidentat, fiindcă nu se făceau schimbări. Și așa e. În final am reușit să câștigăm. Și lucrul ăsta ne-a calificat pentru final. De aici am plecat la Steagul. Pentru ultimul meci de campionat. Pentru ultimul meci de campionat. Acolo am fost două zile în cantonament. Da, când Poli încă, înaintea acelui meci, încă avea șanse la titlu. Da, încă... Am povestit că titlul se da. Decide la Gula Vraj, între trei echipe. Și acolo i-am bătut pe Steagul și am venit după aceea la București, unde am Iată, jucat un final. Tur de forță. Da, au fost foarte câteva scurt, meciuri foarte în scurt, timp scurt. Datorită formei de vârf a lui Cădaru, am câștigat noi. Ați fost prezent la finala de la București. Da, am fost. Ați făcut deplasarea. Da, am făcut deplasarea. Da, ați văzut meciul din tribună. Da. Și am venit cu cupa, am venit și ne-am fotografiat în fața catedralei acolo. Nu aveți cumva... Am fotografie. Aveți fotografia da, aceea? Da, da, o am. E incredibil. Acum aflu... Cum să nu? Era și în sediu. E și în sediu clubului. Era la intrare o fotografie în care erau profesorii Bâlă. Da. Era doctorul Craioveanu. Bun, stați un pic. Și câți jucători apar în fotografie? Acolo? Păi eu am aici. O vom prezenta într-o emisiune viitoare. Da. Era Zbârcea, era Florescu, era Brânzei acolo. Deci... Ok, fotografia aia, eu nu mi-o amintesc despre care spuneți că era în sediul clubului. Da. Am tot umblat prin sediul clubului de prin 1995, de când am debutat ca ziarist, vechiul sediu aflat la Casa Politehnicii numărul 1. Și chiar vă rog, stimați telespectatori, cei care dețineți fotografii din trecutul echipei, iată, foarte greu găsim despre... Sunt anumite perioade în care, despre care foarte, foarte greu găsim fotografii. Și vreau să vă spun că s-a făcut și acest muzeu la sala... Da, la Constantin Jude, sala Olimpia, Jude, expoziția sportului Bănățean. O expoziție Bănățean. A sportului Bănățean, unde, să știți, cu mare greutate acest pasionat Remi Rădulescu a strâns materiale. Cu mulți bani de la el dat, cu sponsor, dar a reușit... Totuși să formeze un fel de enciclopedie putem sportivă. Putem chiar și îndemna pe poate, cei care dețin sigur. Cupe, trofee, medalii, diplome, da. Să ia legătura cu domnul Remi Rădulescu, îl găsiți pe Facebook acum, așa, totul sigur pe, că da. Și să fie expuse acolo, e expoziție permanentă. Da, iată, am terminat acel sezon 57-58, Poli cucerește cupa. Ați fost așteptați la gară de
când ați venit cu trofeul, cum se va întâmpla în 1980 și cum s-a întâmplat în 48 la promovare. Când a creat un entuziasm de nedescris. În 48 țin minte când ne-am dus pe surogat, că aici e Corzo și surogatul. Nu știu ce e surogatul. Surogatul e partea opusă Corzo-lui. Aha. Asta era surogat. Așa se zicea. Da, surogat. Și aici, pe o tabelă, erau expuse rezultatele de la... și lumea aștepta. Da. Și nu existau transmisii radio, astea vor fi introduse în anii 60, fotbal minut cu minut. Evident, nu exista internet, să aflăm în timp real de pe site-urile specializate, scorul și acolo așteptam cu înfrigurare rezultatul, ultimul rezultat. Și atunci s-a calificat și era o nebunie fantastică când Poli a intrat în divizia. Da, vorbim de 48, dar de Cupa României, când ați venit cu trenul, că bănuiesc că n-ați venit cu avionul înapoi. Nu. Logic. Da. Dar ați venit cu trenul, ați fost așteptați la gară de multă lume. Nu. S-a venit până în centru și acolo. S-a făcut la rectorat. Poza aia. Nu la rectorat, în fața... Nu dați nume de ceva restaurant. Nu. Este în spatele catedralei, adică nu, în fața catedralei, cu privire la operă. Aha, deci cu opera, aici. Da. Și aici s-a făcut o poză. Doar atât. Era lume multă? Poftim? Nu. Anonimat era. De ce? Nu știu. Că știu de ce. Era luna iulie, că atunci s-a jucat finala, și cred că era perioada aia de concedii. Da. Interesant. Bun. Ce se întâmplă cu dumneavoastră după, în acea vară? Da. Rămâneți la Poli, din câte știu, nu? Nu. M-a luat bindea și m-a dus la Metalul Bocșa și am jucat în divizia C. În vara lui 58, după câștigare? Da. Un tur. Metalul Bocșa. Bindea era antrenor acolo? Bindea era antrenor, da. Divizia C? Da. Da. Pe urmă, terminând facultatea... Ce facultate? Facultatea de biologie. Facultatea de biologie, aici la Timișoara. Da. Spuneți, am fost repartizat în Țara Făgărașului. În Țara Făgărașului, în Țara Făgărașului, da. Unde dumneavoastră aveați rude. Unde aveam soția de acolo. Deja erați căsătorit? Nu. Atunci mă căsătorisem la terminare. Ați cunoscut-o în facultate? În facultate, da. Și am plecat amândoi într-un sat unde aveam împreună post. Da. Cum se numește satul? Calbor. N-am auzit. Nu există. Da. Nici eu n-am auzit când am mers. Și asta a fost o aventură formidabilă. Când am ajuns în gară, am întrebat unde e satul, fiindcă evadasem de la armată. Le-am spus la colegi, băieți, eu am plecat, reușit să mă acoperiți. Și m-au acoperit, eu am sărit prin gard și direcția tren și direcția Făgăraș. În Făgăraș m-am dat jos în gară și am întrebat unde e Calborul ăsta. Zice, domnule, peste deal. Asta e un sat sau comună? Un sat era. Și zic, domnule, nu există un taxi. Zice, taxiul, da, bine, haide, vă duc până unde pot. Și m-a dus până în fața unei păduri. Acolo a trebuit să traversez pădurea și tremuram tot. Eu, băiatul de Timișoara, în pădure, cum să rea o broască, zic că ăsta-i cel puțin lup. Și în sfârșit am ajuns și văd eu, ăsta-i satul Calbor. Zic, domnule, școală, nicăieri școală. Și că încolo era primăria sus și școala jos. Dar nu și-au pus firma, fiindcă firma după aia eu am făcut-o. Și m-am dus să caut directorul și am găsit un director de ăsta bătrân la fereastră, era dimineață, spre dimineață. Zic, domnule, o profesoară mai tânără ați primit, zice, ia două acasă. Și am ajuns la deschiderea festivă de atunci, care nu o să uit în viața mea, cu copii veniți cu traista. Așa, unii și desculți și cu WC-ul lângă fântână, am cerut materiale didactice, mi-au dat materiale de pe vremea Austro-Ungariei, pur și simplu erau materiale
excelente și acolo o suită de dascăli bătrâni, dar cu care am făcut un prim an. Și după ce am făcut anul ăsta, acolo am făcut un teren de fotbal, unul de volei. La fotbal am găsit un om care a jucat în divizie și era inginer zootehnic și am făcut cu el niște meciuri. M-am amintit numele lui? Butnar. În prima divizie a jucat? Nu. Câți ani ați stat acolo? 20 de ani. 20 de ani, nu, în satul ăla un an, da. Și după aia auzind că au o echipă... La orașul Victoria? La orașul Victoria, m-am dus la orașul Victoria. Și acolo ați jucat? Și am luat carnetul și le-am dat. Și când le-am dat carnetul, zice, nu se poate. Își jucă la Poli Timișoara și veniți să-mi redați carnetul, erau obișnuiți să cer ceva, da, da, în schimb. Și m-au pus să dau o probă de joc. Și am jucat... Și după jumătate de oră au zis, domnule, carnetul, care zic, nu, Cum se numea echipa, vă amintiți? Chimia Victoria. Chimia. Da. Chimia Victoria. Chimia Victoria, cu care am intrat, eu am devenit jucător și antrenor. Ați fost și jucător și antrenor în același antrenor. Timp. Am băgat-o în divizia C și am câștigat primul trofeu cu ea, Cupa Silviu Ploieștean. Da. Și cupa, jucând chiar împotriva lui Adamache, care juca la Steagul. Da. Și care i-a marcat chiar din foarfeca asta care m-a învățat Andrei Rădulescu. Și ne-am calificat în finală, unde am jucat cu Chimia Făgăraș. Și am bătut prin tactica cu care am abordat-o, jocul la offside. Lucru care azi nu se mai poate face. Sau nu se face. Ieșire la offside. Și prindeam câte 5 metri. Și am câștigat și am venit acasă, iar mașina respectivă a făcut niște tururi prin Făgăraș și cu cupa respectivă și este singura cupă care a câștigat-o orașul Victoria. Da, suntem la finalul acestui episod. Va trebui să continuăm pentru că mai avem și o perioadă în anii 90 când ați fost implicat în conducerea clubului Poli. Așadar, mai avem și cu siguranță nu plictisim pe nimeni pentru că sunt lucruri care vor rămâne în istorie cât va exista curentul electric și internetul pe fața pământului. Să ne revedem sănătoși! Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Îmi dorea mult să am și o familie ca ceilalți copii. Când a venit la noi, Petrișor nu ridica ochii din pământ. Avea 7 ani, dar nu vorbea prea mult. Ce am făcut? Am avut răbdare. I-am fost mamă. La SOS Satele Copiilor, copiii fără părinți alături cresc ca într-o familie. Trimite SMS cu textul MAMA la 8864, donează 4 euro lunar și ajută copiii vulnerabili să nu crească singuri. IT, realitate virtuală sau ultimele noutăți de la cele mai importante târguri de invenții din întreaga lume. Sunt Cătălin Roba și te aștept în fiecare joi de la ora 18:13 pe Teleuniversitatea la Politech. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău, în fapt, viața ta.
specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. La o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andreea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Lavinia Bratu, cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Bine ați revenit! Mulțumesc. Doamna doctor, traversăm o perioadă tensionată în care emoțiile noastre pot prelua foarte ușor controlul. Ce putem face pentru a trece mai ușor peste situațiile de criză? Ați pomenit despre emoții. Ele sunt parte din viața noastră. Avem mare, mare trebuință să înțelegem că poate e un moment mai bun ca niciodată în care avem nevoie să ne cunoaștem aceste emoții. Ele sunt viață, sunt cele care vin să ne ducă spre acțiune. Emotion înseamnă a te pune în mișcare. Deci primul pas și primul lucru pe care îl fac cu mine și cu oamenii cu care lucrez este să ne recunoaștem aceste emoții. Este foarte important să știm ce trăim. Este foarte important să înțelegem cum simțim aceste emoții la nivelul corpului nostru. Este un proces de cunoaștere a noastră. Nu sunt emoțiile venite să le ascundem undeva, să ne ascundem că ne este frică, să ne ascundem că suntem furioși. Ele vin cu o informație, avem nevoie să facem ceva cu ele și primul pas este să învățăm să ne recunoaștem aceste emoții. Practic e un proces în care inteligența emoțională capătă contur pentru foarte mulți dintre noi. Este recunoașterea acestor emoții, integrarea lor, până la urmă de da această coerență cognitivă. Știți, partea rațională din creierul nostru are nevoie să construiască povestea personală. Dacă noi nu suntem în acord cu emoțiile pe care le trăim, recunoscându-le și acționând mai apoi după emoțiile pe care le trăim, e bine, atunci cognitivul nostru va crea el propria poveste și e mai departe de realitatea pe care o trăim. De asta, pentru conturarea unei povești personale, a unei povești psihologice coerente, este foarte important să recunoaștem ce trăim la nivel emoțional, să integrăm aceste emoții în povestea personală. Asta este primul pas. Da, dar acum traversăm o criză existențială care ne scoate din ordinea firească a vieții și este mult mai greu să recunoaștem propriile emoții. Cum facem să ajungem la acest nivel de conștientizare a propriilor emoții? O situație de criză, cum este aceasta, de fapt este o situație în care, ca orice perioadă de criză, de creșterea noastră. Criza vine cu această direcționare spre creativitate, spre creștere, spre potențare, dacă vreți. După fiecare criză pe care am parcurs-o și ne putem uita de-a lungul istoriei sau ne putem uita în planul nostru personal, în povestea personală, după fiecare criză am crescut, am devenit mai buni, am devenit mai puternici. De ce? Pentru că am căutat resurse care să ne ajute să ieșim din aceste perioade. Așa că ceea ce trăim poate să ne sperie într-o primă fază, să ne îngrijoreze și în același timp să nu uităm că după această fază, după aceste faze urmează aceea în care avem nevoie să credem în noi, în puterea personală, în ceea ce se întâmplă, care are o semnificație și un scop și noi putem să activăm resurse și potențial. Cum ajungem să recunoaștem aceste emoții? În primul rând, discutând despre ele. Conectarea este cel mai bun aliat. Atunci când avem nevoie de ajutor, știm bine că a cere ajutorul cuiva, care nu trebuie neapărat să fie de specialitate, ci a vorbi cu cineva despre ceea ce simțim, este primul pas în acest proces. Uneori simțim în corp starea de anxietate, o simțim în corp, simțim că avem disfuncții digestive, dureri de cap, lipsa de energie. Să știți că toate acestea pot fi semnele unei anxietăți pe care noi n-am integrat-o în planul nostru cognitiv. Nu vrem să vorbim despre ceva ce ne apasă, nu vrem să vorbim despre lucrurile care ne dor și ne frustrează, ori ar fi bine să o facem. Ar fi bine ca de azi înainte să începem să vorbim despre toate aceste lucruri. Repet,
ca să putem să construim o poveste personală, reală, care să ne ajute să ne potențăm și să ne găsim resurse până la urmă să o depășim. Da, cum ar trebui să acționăm astfel încât să fim mai puțin vulnerabili la tot ceea ce vedem, la tot ceea ce auzim? Este peste tot o avalanșă de informații negative. Uh-huh. Și știrile proaste sunt cele care sunt memorate cel mai ușor. Știți că se spune că noi suntem media celor 5 oameni cei mai apropiați de noi. Dacă vrem să ne cunoaștem personalitatea, putem să ne gândim la cei 5 oameni cu care petrecem cel mai mult timp și care ne influențează cel mai mult timp. Asta e un exercițiu interesant pe care mi-l dau mie și provoc studenții cu care lucrez. Este foarte important la ce ne expunem. Practic, viața noastră este despre alegeri. Alegeri conștiente sau mai puțin conștiente de multe ori, pentru că suntem pe pilot automat și pentru că suntem obișnuiți să facem un anumit fel în anumite lucruri. Însă, în procesele acestea de criză, de schimbare, tocmai astfel reușim, cum se spune, că vindecăm ceva când facem lucruri pe care nu le-am mai făcut și felul în care le-am făcut să fie schimbat. Ei bine, mă gândesc că este o chestiune de alegere cu ce vreau să-mi umplu mintea și sufletul. Este o chestiune de alegere să fac o selecție între posturile de știri sau canalele pe care le urmăresc. Sau, întotdeauna îmi spun așa, dacă vreau să urmăresc ceva care mă poate dezechilibra și mă poate influența într-un mod negativ, neapărat lângă să pun ceva ulterior care să mă bine dispună, care să mă motiveze, care să mă potențeze, să-mi dea încredere. Acest echilibru, până la urmă, este un exercițiu de creștere la nivel de conștiință, o atenție pe care ne acordăm nouă, și această atenție este un proces cumva metacognitiv care ne crește și ca putere mai departe. Deci alegerile pe care le facem ne aparțin. Chiar dacă știrile pe care le vedem, tot spunem că ieri am văzut niște știri care m-au afectat, ok, dar te-a forțat cineva să te uiți la acele știri? Nu, categoric nu. E foarte, foarte fină trecerea aceasta, pentru că cumva devenim dependenți de anumite situații, încărcături emoționale care ne fac vulnerabili și intrăm în acea zonă în care suntem cumva victimele unui sistem, victimele unor oameni care fac cu planeta aceasta sau cu noi. E bine să ieșim de acolo. Din această stare nu reușim să ne construim și să ne consolidăm. Nu avem ce căuta acolo. Să fim atenți la lucrurile acestea. Cu cine ne petrecem timpul, cât accesăm din ceea ce vine către noi din mass media și de ce facem asta, și neapărat să echilibrăm lucrurile bune cu mai puțin bune. Plimbatul în natură pentru mine acum și pentru oamenii cu care lucrez este cel mai simplu și la îndemână mod de conectare și de energizare, pentru că primăvara este extrem de generoasă cu o energie fantastică. Da, și totuși foarte, foarte mulți dintre noi vor să rămână ancorați în realitate și aș vrea să vă întreb cât de importantă este capacitatea noastră de a filtra informațiile cu care intrăm în contact. Ceea ce vine către noi ne consolidează mintea noastră. Știm că noi suntem, creierul este un organ social care se formatează zi de zi prin relația pe care o avem cu noi, introspecția, capacitatea de a privi în oceanul nostru interior. De asemenea, este și conectarea, se formatează prin conectarea pe care o avem cu ceilalți și informația pe care o primim. Este foarte important să ne gândim că o creștere de capacitare a creierului nostru vine și prin această empatie pe care o manifestăm față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și aici avem nevoie de un control, că nu putem să empatizăm cu toți cei care sunt foarte rău, să avem o parte de cogniție stabilă. Și de aici vine integrarea noastră cu totul, cumva. Deci creierul este un organ social de care avem nevoie să avem grijă în aceste momente. Conectarea autentică cu cei din jurul nostru reprezintă o resursă extraordinară. Conectarea în general, da, ne crește, ne activează. Și acestea sunt resursele cu care putem să mergem înainte. Empatie, introspecție și integrarea acestor procese. Capacitatea de a mă uita în oceanul interior propriu, capacitatea de a mă uita prin empatie în oceanul interior a celor din jurul nostru și integrarea într-un sistem a pieselor componente dintr-un mai multe în propriul sistem.
În astfel de situații negative, putem găsi soluții, să fim rezilienți, să găsim oportunitățile din aceste evenimente? Acum, bineînțeles că fiecare eveniment vine cu semnificația lui. Personal, vă mărturisesc că și pentru mine acest război care a început a fost cumva deturnant, emoțional, la nivel de capacitate, de înțelegere. Și la un moment dat am ajuns la concluzia pe care o spun celor care lucrez și mi-o spun și mie acum, că lucrurile pe care nu le pot schimba, este bine să le las așa cum sunt. Să mă rog pentru ele, să mă gândesc că vor fi bine, să mă gândesc că au un sens, dar să nu stau în acea poziție în care sunt neputincios. Pentru că aceasta este o energie joasă, este o energie care mă duce în apatie, pe un nivel de conștiință extrem de jos, mai jos decât furia. Furia te face să acționezi într-un fel sau altul. Și atunci, în lucrurile pe care nu le putem schimba, e bine să nu stăm prea mult. Și să vedem cum putem schimba lumea noastră și să o facem mai bună. Gandhi atât de frumos spune, dacă vrei să schimbi ceva în lumea aceasta, începe cu schimbarea la tine, în planul tău personal. Și mă gândesc acum că este o vreme numai bună, așa cum spunea celebrul Harari, în care cunoaște-te pe tine însuți este mai actual ca niciodată, întrucât acest transumanism, această schimbare, digitalizare, este cumva destul de periculoasă. Dacă noi nu ne cunoaștem pe noi, tehnologia ajunge să ne cunoască mai bine decât o facem. Și trăind într-un context în care nu știm de ce se întâmplă toate aceste lucruri negative asupra planetei, asupra vieții noastre, clar că e un proces de transformare, este clar, asta cred că nu mai are nimeni nicio îndoială. Și atunci, acest proces de transformare, cum aleg să mă prindă? Cum aleg să intru în acest proces de transformare? Păi aleg să fiu cât mai atent la ce se întâmplă cu mine, să mă cunosc pe mine, să știu despre inteligența corpului, cum să mănânc, cum să dorm, cum să mă mișc ca să fiu bine, sănătos, să știu despre inteligența emoțională, cum să înțeleg emoțiile, să le gestionez pe ale mele și pe ale celor din jurul meu, să fiu atent la relațiile și la inteligența socială, adică să păstrez relații bune, pentru că astea îmi dau o super putere, știți foarte bine, conectarea autentică ne creează o stare de bine. Și mai apoi, poate pentru unii dintre noi, este și această inteligență sistemică, spirituală, atât de e vremea și pentru aceasta fiind în preajma sărbătorilor acum. Deci cumva ceea ce nu putem schimba, să lăsăm că se va schimba de la puteri pe care pe noi ne depășesc și să vedem de noi, să fim aliniați, atenți și cât mai bine cu noi. Așadar, în situația aceasta în care nu ne putem detașa emoțional, este clar, putem oare să vedem doar lucrurile pozitive? Poate că nu această exprimare aș alege-o și nu această abordare, cum ați spus-o, dar aș putea să mă gândesc la a fi recunoscătoare pentru ceea ce este bun în jurul nostru. Ok, se întâmplă atât de mult rău, dar este ceva bun. Ok, da, sunt recunoscătoare. De ce? Pentru că, uite, m-am trezit de dimineață și sunt sănătoasă eu. Și pot să fac lumea mai bună dacă eu stau vertical astăzi, da? Într-un fel sau altul. Atât de puțin pot să fac. Ajutând pe ceilalți, ajutându-mă pe mine. Consolidez rețeaua de bine în lume. Da, categoric. Pot să fiu recunoscătoare pentru, poate, familia care o am alături și care e bine. Pot să fiu recunoscătoare pentru lucrurile bune care se desfășoară încă în țara noastră și sunt atât de multe, da? E adevărat că dacă privim la știri sau dacă mă uit dintr-un anumit unghi, pot să văd lucrurile de rău. Însă, așa cum este vorba creștină, dacă te uiți la un om sau la un lucru și vrei să-l vezi de bine, îl vezi de bine. Dacă vrei să-l vezi de rău, poți să-l vezi și de rău. Deci putem să ne gândim, n-aș sublinea gândirea pozitivă, pentru că asta este un pic, mi-anulează poate unele emoții și tocmai spuneam la început că este importantă recunoașterea lor, dar aș merge pe capacitatea aceasta de a fi recunoscător pentru ceea ce este bine acum în lume, în țara mea, în orașul meu, în familia mea, în viața mea. De la macro la micro. Și cumva, în momentul acela, recunoștința este o energie fantastică din care putem să construim mai departe în viețile noastre. Este foarte greu să ne mobilizăm, să facem lucruri bune, să construim, dacă nu suntem recunoscători pentru ceea ce avem acum. Da. Ați găsit vreo explicație pentru care oamenii au devenit din ce în ce mai senzitivi și reactivi la evenimentele negative? Acum suntem senzitivi, poate că suntem puțin mai activați.
cred că se schimbă nivelul nostru de conștiință. Eu cred, poate că acea piramidă la lui Hawkins, celebra nivelurilor de conștiință, eu cred că ne mutăm, eu cred că urcăm și dați-mi voie să fiu optimistă și să cred lucrul acesta. Transformarea care se întâmplă acum în lume, eu îndrăznesc să cred că poate fi în favoarea noastră, atâta timp cât avem acea reziliență de care ați povestit, atâta timp cât încercăm să rămânem cu lumina pe lucrurile bune și pozitive din viața noastră. Suntem mai senzitivi, lucrul ăsta poate până la urmă nu este ceva rău, pentru că suntem mai treji. În momentul în care spunem asta, eu mă gândesc că suntem mai treji, suntem mai prezenți în viețile noastre, mai atenți să vedem ce se întâmplă. Acum, vis-a-vis de lucrurile mai puțin bune din jurul nostru, pare să că acestea sunt în actualitate și ne-au activat, dar ele poate nu sunt dominante dacă stăm să punem recunoștința de care vă vorbeam adineauri. Încerc pentru mine, pentru cei cu care lucrez, fiind acest domeniu în care sănătatea mentală este foarte importantă, să o menținem bine, cred că este foarte important să schimbăm unghiul din care privim lucrurile. Ceva ce poate fi catastrofic, în același timp poate să fie o resursă de creștere. Știți că într-o traumă personală, în povestea psihologică, ceva ce a fost extrem de dur și de greu de îndurat la un moment dat, ceva ce ni s-a întâmplat în timp, poate reprezenta o resursă în evoluția și creșterea noastră la un moment dat. Și așa se și întâmplă în momentul în care lucrăm la aceste povești psihologice personale. Da. Pe foarte mulți dintre noi, aceste evenimente negative ne împiedică să mai gândim rațional. Ce soluții avem la îndemână pentru a gestiona stresul consistent? Se întâmplă la nivel cognitiv să fim destul de rigizi și inflexibili, așa cum ați spus, sau suntem în haos, avem un tumultum de gânduri pe care nu le controlăm. Cred că este foarte important aici un pic de exercițiu, dacă vreți, la nivel cognitiv. Să începem să fim atenți, e foarte greu să ne stăpânim gândurile, bineînțeles că asta nu se poate face, însă putem să începem să ne antrenăm mintea să fie un pic în controlul și în controlul nostru. Pentru că, vedeți, mintea este ceva ce noi nu stăpânim, stăm și ne propunem ca 30 de secunde să nu ne gândim la nimic și constatăm că ne fuge mintea în aceste 30 de secunde în atât de multe gânduri și locuri că nu ne-am putea imagina. Și dacă mai ne forțăm încă un pic sau dacă vrem mai mult, constatăm că de fapt noi nu avem un control asupra minții noastre. Dați-mi voie să cred că în aceste vremuri, ceea ce neuroștiința vine acum și spune că un antrenament prin aceste meditații, stări introspective, sunt de fapt un antrenament prin care începem să ne controlăm gândurile, mintea, să ne organizăm cumva mintea și să fim stăpâni pe ea. De ce să nu fie aceasta o oportunitate? Bineînțeles că sportul și mișcarea fizică este cea care ajută extraordinar, pentru că schimbă chimia corpului, ne schimbă, ne descarcă endorfine, ne face întotdeauna o problemă pe care o avem dacă o ne gândim că sunt studii făcute la universități celebre. Când facem mișcare fizică, atunci când cineva ne supără, dacă nu reacționăm și facem mișcare fizică doar 3 minute intensă, genoflexiuni, flotări, se schimbă chimia, nu te mai cerți cu nimeni după acele 3 minute. La fel, dacă ni se pare că suntem încărcați și cognitiv, rațional, nu mai facem față, să ieșim la o alergare sau la o plimbare în ritm alert. Viața se schimbă și capătă o culoare mai blândă după această mișcare fizică, repet, pentru că se schimbă chimia internă în corpul nostru. Neurotransmițători, endorfinele acelea interne care ne dau o stare de bine, toate sunt activate și ne pun într-o altă lumină. Noi vedem lumea într-o altă lumină. Cred că este important atunci când simțim că ne depășește situația, nu controlăm, suntem în criză, să ne gândim că lucrurile cele mai simple sunt la îndemână. O hrană crudă, o mișcare fizică, un somn bun, care e cea mai bună terapie, și discuția cu ceilalți, conectarea cu ceilalți, cel mai ajutorul când avem nevoie. De ce să nu facem asta? Este atât de firesc până la urmă. Suntem ființe sociale care avem nevoie de conectare permanent. Cât de importantă este în astfel de situații cultivarea relației cu noi înșine și conștientizarea propriilor nevoi? Da, este această vreme a cunoaște-te pe tine însuți, așa cum am spus. E foarte greu să cunoști lumea, să ieși mai departe, să înțelegi ceva din lume
dacă tu nu știi cum funcționează corpul tău, e foarte greu să cunoști despre lume când tu nu cunoști despre tine. De ce mâncăm? Ce mâncăm? Când mâncăm? Crononutriția atât de importantă. E foarte bine să ne gândim la lucrurile acestea basic. Dacă nu știm ce să facem într-o lume care ni se pare că este cu dată peste cap, ok, hai să vedem cum este la mine în cameră, cum este la mine în casă, cum este la mine în bucătărie, ca să pot să văd cum este la mine în viață. Am auzit mereu spunându-se în aceste timpuri că ce vremuri trăim, Doamne, ce vremuri trăim. Cu iertare, vremurile sunt construite de oameni. Se pare că noi avem nevoie să schimbăm ceva și poate că pare exigentă când spun asta, dar realmente cred că acest salt la nivelul conștiinței, acest salt în umanitatea noastră și păstrarea dimensiunii umane are nevoie de noi, mai aproape de noi, mai atenți, mai în cunoștință despre noi. Avem nevoie să ne îmbunătățim relația noastră cu noi. Toată viața este despre relații. Relația pe care o avem cu mama, relația de la Freud începând și în toată psihologia, relația pe care o avem cu familia noastră, relația cu partenerii noștri de viață, cu copiii noștri. Până la urmă este vorba și de relația pe care o avem cu noi sau relația pe care o avem cu Dumnezeu, cei care mergem mai departe în timp în direcția aceasta. Și relația pe care o avem cu noi este un exercițiu, se cultivă, se construiește, dacă vreți. Nu pot să mănânc la întâmplare, nu pot să dorm la întâmplare, nu pot să mă gândesc că de ce să fac sport, că asta și cu sportul, astea bunicii noștri au făcut sport, n-au făcut, dar se mișcau activ. Zi de zi, dacă le-am fi pus un ceas care să le măsoare numărul de pași, ne-ar fi depășit cu 10.000, 20.000 pe zi cu siguranță. Deci avem nevoie să ne întoarcem la lucrurile de bază, simple, și de acolo să începem să ne construim relația cu noi. Da. Sunt foarte multe persoane care în astfel de situații de criză reacționează într-un mod extrem și ajung la comportamente destructive, gen furie, agresivitate. Cât de mult ne pot afecta pe viitor astfel de comportamente? Să sperăm că nu stăm foarte mult în această furie, pentru că, vedeți, furia este una dintre emoțiile deasupra, ca și stare de conștiință, a tristeții, a apatiei. În momentul în care ești apatic, trist, deznădăjduit, nu ai energie să faci nimic. E foarte ușor să cazi în depresie. De acolo ești la un pas de depresie. Când vorbim de furie, deja ne ridicăm mai sus de aceste stări de conștiință și ne ridicăm către o energie care ne face să acționăm. Dacă mă înfurie, acționez cumva. Mă cert, spun ce mă deranjează, spun ce mă doare, fac ordine în viața mea. Acum, agresivitatea este dintr-un alt spectru. Ar fi bine să ne gândim că suntem în dimensiunea umană cu un nivel de conștiință în care furia poate fi manifestată prin această, cum să-i spun, verticalitate în dimensiunea umană, prin fermitate. Pot să fiu furios și ferm. Dacă sunt agresiv, intru, cobor spre, nu este caracteristic dimensiunii umane, cu toate că în jurul nostru este un război, dar cred că dimensiunea la care se vorbește despre el este alta. Mi-am adus aminte, odată ce ai spunit acest război, de celebrul Carl Gustav Jung, care spunea că toate războaiele din lumea aceasta se datorează acelui inconștient colectiv pe care la drumul deschis de Jung. Ei bine, acest inconștient colectiv nu poate fi controlat și atunci de ce să intru și să stau acolo? Ce pot eu să controlez? Este propria mea atitudine, propria mea perspectivă. Este foarte important să ne gândim că percepțiile noastre sunt date de intențiile cu care dorim să plecăm. Dacă la drum în fiecare zi, dacă plec cu un plan în care agresivitatea este ceea ce intenționez, trăiesc și intenționez să manifest, cu siguranță percepția mea o să fie și întâlnirile o să fie tot pe acest palier. Dacă pornesc la drum în intenția de a construi relații bune, de a reduce din furie și din dorința aceasta de manifestare a ei prin conectare autentică, prin sentimente frumoase cu oameni frumoși, percepția mea se îndreaptă în această direcție. Percepția este modificată, creează realitate și este modificată de intențiile noastre. Pot să mă simt furios, pot să manifest furia, pot să îmi păstrez acea fermitate când o manifest și pot să intenționez să mă eliberez de ea concretizând cu ceva benefic în viața mea. Și așa se va întâmpla.
Da, așadar, aceste scenarii catastrofice pot amplifica pericolul din mintea noastră. Categoric, categoric. Vreau să stau în aceste scenarii, ok, le pot controla, le pot ghida, nu. De ce aș sta atunci aici? Există ceva bun în viața mea? Aș putea să fac ceva bun? Ok, hai să fac lucrurile acestea. Stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute și mi-a spus, îmi spunea, nu m-am gândit niciodată că, că eu o să-mi cultiv ceva, o mică grădină. Și în acest an s-a întâmplat lucrul acesta, că în fiecare după masă își petreacă jumătate de oră, o oră în grădina proprie. Și mi-a zis, este incredibil cât de mult această conectare cu plăntuțe, cu grădina, cu natura, m-a echilibrat din punct de vedere psihic. Și m-a scos din acest tumult pe care nu-l controlez și nu-l înțeleg. Da. Doamna doctor, vă mulțumim frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și recomandările care au venit din partea dumneavoastră. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!